Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Adi Dobre și vă spun bun venit la CSMB TV. Vă reamintesc încă din startul acestei emisiuni faptul că ne puteți urmări pe pagina noastră de Facebook, pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Municipal București și pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem un invitat special, ca de altfel toți invitații noștri. Vom vorbi despre handbal, nu handbal feminin, ci handbal masculin. Dar haideți să vedem mai întâi știrile. Tigroaicele Irina Begu și Monica Niculescu, campioane la Huahin. Irina Begu și Monica Niculescu, sportive legitimate la CSM București, au câștigat primul titlu al anului. Begu și Niculescu au trecut după o finală dramatică de perechea formată din rusoaica Ana Blinkova și chinezoaica Yafan Wang, scor 2-6, 6-1, 12-10, la capătul unui meci care a durat 1 oră și 28 de minute. Favorite numărul 2 la turneul din Thailanda, fetele noastre au intrat greu în meci. După un set pierdut la 2, Irina și Monica s-au revanșat în setul secund, 6-1. Setul decisiv a fost unul foarte echilibrat și disputat, finala fiind decisă în super tiebreak. Acesta e cel de-al doilea titlu cucerit de Irina Begu și Monica Niculescu împreună. Cele două s-au mai impus în 2012 la Hobart. Victoria de la Huahin este una de moral pentru fetele noastre și în perspectiva dificilei confruntări pe care echipa României o are în acest weekend în deplasare la Ostrava contra Cehiei în Fed Cup. Victorie pentru tigroaice în primul meci european de pe teren propriu al anului. Handbalistele de la CSM București au câștigat primul meci european disputat în 2019 pe teren propriu, scor 32-26, în fața formației Crim Mercator Ljubljana. Cu acest succes, tigroaicele urcă pe poziția a treia clasamentului după Gheorghe și Vipers. Într-un meci în care victoria devenise obligatorie, CSM București a început puțin mai greoi. A fost condusă cu 4-2, însă a revenit rapid și a intrat la pauză în avantaj 16-11. Campioana României a menținut ritmul și în a doua parte a meciului, impunându-se fără emoții. Cu 10 goluri, Iovan Karadicevic a fost cea mai bună marcatoare a partidei. Următorul meci al fetelor noastre în Liga Campionilor este programat duminica viitoare la Thuringer, de la ora 15, în direct la DigiSport și Telecom Sport. CSM are însă meci de campionat miercuri, 6 februarie, de la ora 17:30, la sala polivalentă cu ASC Corona Brașov. Examen decisiv pentru campioanele României la Moscova. Echipa feminină de volei a Clubului Sportiv Municipal București va da piept miercuri de la ora 18, ora României, cu puternica formație Dinamo Moscova, într-o partidă contând pentru etapa a patra a grupei E a Ligii Campionilor. Meciul transmis în direct de DigiSport este unul decisiv pentru fetele noastre. După 3 meciuri disputate în grupa E, CSM București se află pe locul 3 cu 3 puncte și mai are de disputat în afara partidei de la Moscova doar 2 meciuri, ambele pe teren propriu cu Chemic Police și Fenerbahçe Istanbul. Fenerbahçe e lider în grupa E cu 9 puncte, fiind urmată de Dinamo Moscova 5 puncte, CSM București 3 puncte și Chemic Police niciun punct. Campioanele României au făcut repetiția generală înaintea confruntării cu Dinamo Moscova vineri seara la sala Elite din capitală, într-un meci de campionat cu CS Știința Bacău. CSM București s-a impus lejer, scor 3-0. În celălalt meci al grupei E a Ligii Campionilor, tot miercuri se întâlnesc în Polonia Chemic Police și Fenerbahçe Istanbul. Voleibaliștii de la CSM, victorie fără emoții. Echipa masculină de volei a Clubului Sportiv Municipal București a trecut pe teren propriu la Dobroiești, scor 3-0, de CSM Câmpia Turzii, într-o partidă contând pentru etapa a doua returului diviziei A1. Partida nu a avut istoric, băieții antrenorului Marian Apostu jucând fără greșeală. A fost revanșa voleibaliștilor de la CSM după cele două înfrângeri consecutive în Cupa României cu Arcada Galați și în campionat cu Dinamo. Pentru voleibaliștii noștri urmează însă un nou examen dificil. Miercuri seara de la ora 20, în direct la DigiSport, CSM va da piept în deplasare cu Steaua București. Handbaliștii turează motoarele pentru disputa cu Duc la Praga. Echipa masculină de handbal a Clubului Sportiv Municipal București, lider în Liga Zimbrilor, va juca duminică 10 februarie de la ora 19:30, ora României, în deplasare cu Duc la Praga, într-o partidă contând pentru manșa întâi a optimilor de finală ale Challenge Cup. Băieții lui Paolo Pereira au făcut uitat eșecul surprinzător de la mijlocul săptămânii trecute de la Făgăraș, învingând categoric sâmbătă Universitatea Cluj, scor 44-28, la pauză 20-14. Meciul s-a disputat la sala polivalentă din capitală. Repetiția generală înaintea confruntării de la Praga e programată pentru miercuri 6 februarie. CSM București va evolua în deplasare în compania formației CSM Bacău. Confruntarea din Moldova e programată de la ora 18. Victorie la scor pentru basketbaliștii juniori.
Echipa de basket junior sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal București a mai bifat un succes în drumul spre turneul semifinal al campionatului național. Într-o partidă contând pentru etapa a doua, fazei a doua a campionatului național, echipa pregătită de Dan Dacian și Ciprian Enache s-a impus categoric, scor 102-25 în fața echipei Phoenix Constanța. Meciul disputat în acest weekend s-a jucat la sala Federației Române de basket. În aceeași locație, echipa de junior sub 18 ani a Clubului Sportiv Municipal București a pierdut surprinzător 58-72 confruntarea cu BC Slam București, meci din etapa a doua a fazei a doua a campionatului național. Deși au dominat jocul, băieții tandemului Sorin Dragomirescu, Adrian Petreanu au plătit tribut numeroaselor ratări. Următoarele meciuri pentru tinerii basketbaliști de la CSM sunt programate peste două săptămâni. Juniorii sub 16 ani vor da piept cu CSO Voluntari, în timp ce echipa sub 18 ani va da piept cu Agronomia București. Ne-am întors în studioul CSM BTV, am văzut împreună știrile, vă promiteam că avem un invitat special cu care vom discuta despre handbal. Este vorba despre Cichie Onie Jecue, jucătorul echipei CSM București. Bine ai venit, Cichie, în studioul nostru. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. E prima oară? Da, este. Ai emoții? Nu. 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 Ia spune, cum a fost anul 2018 pentru tine? Per total, a fost un an bun, cu unele dezamăgiri, deoarece aveam așteptări puțin mai mari la clasarea noastră sezonul trecut. Turul de campionat a fost unul foarte bun din punctul meu de vedere, deoarece l-am terminat pe primul loc și per total sunt mulțumit. Așa, pe termen lung, având în vedere că sunteți pe primul loc, din păcate, dintre cele trei obiective am pierdut cupa, dar rămân celeși cap și titlul. Așa, pe termen lung, cum vezi lupta pentru titlu? Cred că va fi o luptă disputată. Suntem mai multe echipe angrenate pentru această luptă. Constanța, noi, Dinamo, Steaua, Turda și Călărașul, care cred că fiecare dintre noi are șansa ei pentru a câștiga titlul. Dar eu sper ca la finalul lunii mai noi să fim cei victorioși. Este echipa mai puternică decât cea de anul trecut? Actuala formație? Eu cred că este mai puternică, deoarece și clasamentul o spune. Asta clar. Da. Cel mai bun argument. Eu simt că suntem mai puternici și probabil suntem mai puternici deoarece și prin prisma experienței de anul trecut. Am înțeles. Avem Challenge Cup, o dublă cu Duc la Praga. Ce și despre adversarul nostru? Multe nu prea știu legat de Duc la Praga. Atât am aflat de la colegul nostru Iacob Crupa că este o formație tânără. Dacă nu mă înșel, sunt pe locul 10-11 în campionatul ceh, dar cu siguranță înaintea dublei vom afla mai multe prin ședințele noastre video. Ești născut la Hațeg, eu am rămas un picuț surprins așa, practic ești ardelean. Spune două vorbe așa despre tine. Da, sunt născut la Hațeg. Mama româncă? Mama româncă, tata nigerian. Mai am doi frați, un frate mai mare și o soră mai mică, care este și ea sportivă, face volei. La fel de celebră ca tine sau un pic mai? Sau un pic mai, da, într-adevăr. Acum rămâne la atitudinea fiecăruia. Da, jucător de echipă națională, da, amândoi trebuie să spunem. Jucător care... amândoi de echipă națională și sperăm să ne facem numele mai răsunător, să spun așa. Apropo de echipa națională, mai simți când ai fost convocat prima oară? Sau și ce ai simțit când ai fost convocat la echipa națională României? Da, mi-aduc aminte prin, nu știu, aveam 21 sau 22 de ani. Pe vremea aceea era domnul Omer antrenor. Jucase la juniori? Da, la juniori și tineret. Vă dați seama, o convocare la echipa națională de seniori este visul oricărui jucător. Am simțit o bucurie. În primul rând, cred că era rodul muncii mele, acea convocare. Și, din fericire, s-a repetat acea convocare. Și când a venit această convocare, ai dormit noaptea? Cum te-ai bucurat? Cum ai... ce ai simțit? Da, nu, am dormit, nu pot să zic că... Da. Tot așa, apropo de începuturi, ții minte cum ai început handbalul și de ce?
De ce nu alt sport? Mi-a plăcut din generală. Țin minte că am participat la un campionat interșcolar, am luat locul 2. Asta la Cluj? Nu, la Cluj. La Zalău. La Zalău? Am luat locul 2. După aceea, după terminarea capacității, am plecat la Cluj. Vreau să fac handbalul la Cluj, deoarece în județul Sălaj nu era echipa de handbal masculin. Am început la domnul Dezmere Alexandru și doamna Rusu Gabriela, la Unirea Cluj. După aceea am plecat la Iași după vreo 3 ani, m-am transferat la Iași și... A început urcușul, da. Să spunem. Ce înseamnă pentru tine CSM București? Pentru că ești din 2017 la CSM. CSM București. Pentru mine cred că este cel mai bun club din România, cu foarte multe secții, dacă nu mă înșel, 14 secții care fac performanță. Este un club cu, să spun așa, așteptări mari de la noi sportivii. Dar și care oferă, nu? Și care oferă, da. Și sper ca noi în acest sezon să scriem istorie la secția masculină de handbal, da. Ai avut vreun idol, un jucător care ți-a fost drept model, da, care te-a inspirat? Mi-a plăcut mult Jackson Richardson. Prin, nu știu, felul lui de a fi. Ce avea special, să spunem? Sau ce avea? Avea, să spun, special tehnica, în primul rând, și nebunia aceea de a se exprima în teren. Tocmai ce s-a încheiat campionatul mondial de handbal masculin din Danemarca și Germania. Ce părere ai despre această competiție? Ca nivel, ca, să spunem, echipa ce a câștigat titlul? Ca nivel a fost cel mai ridicat nivel. O Danemarca care ne-a surprins pe toți, deoarece nu cred că a pierdut niciun meci și în final a făcut un meci senzațional. Era favorită Danemarca? Da, cred că era favorită. Și prin prisma faptului că a evoluat acasă. A evoluat acasă. Dacă nu mă înșel, este campioana olimpică. Da. Îi lipsea, era singurul, da, titlu care lipsea singurul, din palmarea, da, singurul titlu care le lipseau. Dar cred că și Norvegia a arătat o figură extraordinară. Dintre echipele mici, te-a impresionat cineva? Chiar dacă... Sincer, Japonia. Japonia cu care voi ați jucat, mi se pare, nu? Nu, n-am jucat. Am fost la același turneu în Polonia, da? Înainte de campionatul mondial. Și chiar am rămas foarte plăcut surprins, deoarece au un antrenor care le-a, să spun așa, cred că i-a învățat foarte multe chestii. Și a profitat și de faptul că ei sunt foarte disciplinați, da, foarte muncitori, exact, caracteristici ale japonezilor. Chiar mi-au lăsat o impresie foarte plăcută. Cât de mult contează pentru voi, ca jucător de handbal, să privești un asemenea spectacol? Ai de învățat, nu? Clar. Da, ai foarte multe de învățat. Nouă ne pare rău că nu am putut să fim acolo cu naționala noastră, dar eu sper ca să învățăm din aceste chestii și, de ce nu, ediția viitoare să fim acolo. Ce ai fi făcut dacă n-ai fi ales handbalul? Ce alt sport ai fi făcut? Nu știu, cred că fotbal... pot să spun așa că am practicat puțin fotbalul, dar nu... Mai joci așa în timpul liber? În timpul liber mai puțin, doar vara. Da? Când și pe ce post? În... Ce te-ai fi văzut? Nu știu. Extremă stângă. Extremă stângă, da. Care e echipa favorită? Din, da, campionatul României, Steaua îmi place. Acum nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Da, vis-a-vis de nume. Exact. Da. Ce hobby-uri ai? Ce faci în timpul liber? Atunci când nu faci handbal? Când îmi place, sincer, îmi place să ascult muzică, îmi place shopping-ul, îmi place să mă uit la filme, îmi place să asist cum gătește soția mea. Da, gătește bine? Da, gătește foarte bine, în speranța că poate ajung și eu undeva la 10% din potențialul ei. Gătește și ardelenește?
De unde este? Nu, de... din Constanța este. Din Constanța este, am înțeles. Gătește de toate. Te consideri ardelean, apropo de faptul că ești născut la Hațeg? Sau... Da, mă consider. Da? Deoarece am copilărit, am crescut în Ardeal, mama este ardeleancă, dar având în vedere că de la 14 ani am luat drumul mai multor județe, sincer, acum nu mai știu ce să mă consider. Poate să te întreb de ceva vreme. Tu, Nigeria, ai ajuns vreodată? Nu. Nu am ajuns. Dar la un moment dat a fost o discuție, sau când erați mici, nu? Da, tatăl meu vroia să ne stabilim în Nigeria, dar... Asta înainte de 89. Da, înainte de 89. L-a prins revoluția în altă țară, cred că în Anglia, dacă nu mă înșel, sau... Da, Anglia. Și nu s-a mai concretizat. Nu regresi că a rămas aici. Chiar îmi spuneai înainte de emisiune. Da, nu regret, ești... deoarece cred că România are un potențial mai mare decât Nigeria. Care ar fi obiectivele pentru acest sezon și pentru acest an, 2019? Și la nivel individual și... Îmi doresc să... Alturi de echipă. Să luăm titlul cu echipa noastră, cu CSM București, să scriem, să spun așa, istorie în cărțile clubului nostru. Îmi doresc să luăm și challenge cup-ul, deoarece mai vreau să adaug o medalie... Europeană. Europeană, da. Și, în primul rând, să fim sănătoși, ca aceste obiective să se îndeplinească. Cichie, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și te mai invităm. Mulțumesc frumos pentru invitație, cu mult drag. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați să ne puteți urmări pe pagina noastră de Facebook, pe canalul nostru de YouTube. Urmează un material exclusiv CSM BTV și programul competițional. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să faceți sport! I think you can see by my smile, I'm very happy because it was also hard for us 7 days before, and for us it was really important to start this match on a proper and a good way and to enjoy with this amazing audience, so big bravo for them and thanks for the support. Compared with the match with Gheorghe, he's changed something in this night? I think you cannot compare these matches. I think, of course, everybody knows that Krim is a weaker opponent and these kind of things, but for us it was important to change the things in the head. So I think the defense was a little bit better than was in Gheorghe, and the things were functioning better also in attack. Having a good also saves from the goalkeeper today, I think we helped them in some way. And for us it's very important to, we have a step forward, how to say, comparing to the last week.